să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Ce voiam să vă spun de luni așa, să vă meargă bine toată săptămâna, nu se întâmplă cu fraților, nu. Chestia asta cu țara, cu tot ce vrem noi să facem de 30 de ani, dar nu știm cum să facem. E... mai durează, mai trebuie să mai treacă niște timp, să mai vină din urmă niște copii, să mai... niște educație. Mergeam vineri spre Alba Iulia, iar pe ciotul ăla de autostradă, de la Sibiu încolo, mulți cetățeni trăseseră pe dreapta, da, erau opriți pe autostradă că participă la un protest. Unii dintre ei traversau de colo-colo și făceau semne către ceilalți care treceau pe lângă ei să se oprească. Pe bune, în alte orașe s-a blocat tot și te întrebi, cum se face de suntem atât de receptivi la niște rahaturi care n-au nicio noimă, nicio importanță, dar când vine vorba de marile teme din societate, devenim surzi și orbi. Vai de noi! Apoi am văzut reacțiile după ce copila aia a câștigat turneul de tenis de la Indian Wells. Doamne! Doamne Dumnezeule, s-a vărsat iar căruța cu patrioți. Foarte amuzant cum se activează în mulți patriotismul ăsta deșănțat, scârbos, urât, mirositor, de fiecare dată când cineva care are niște legături cu noi, dar și-a făcut un rost aiurea pentru că altfel n-ar fi reușit, ajunge să aibă rezultate. Foarte frumos! Finala turneului de tenis Indian Wells a fost urmărită de zeci de oameni la căminul cultural din Vaideni. Localnicii au încurajat-o de la distanță pe Bianca Andreescu, jucătoarea canadiană a cărei familie își are origine în comună. Emoții mari au fost și în casa bunicii. Bătrâna de 84 de ani a gătit gogoși, desertul preferat al Biancăi, și a urmărit cu sufletul la gură meciul nepoatei. Suntem fericiți că e a noastră, că e de aici, din Vaideni. Da! O fată de 18 ani care reprezintă Canada și care a câștigat la Indian Wells e dintr-o dată a noastră. Fata noastră, mă! Fată care normal a reușit pentru că este româncă. Măsa mare a gătit gogoși pentru tot satul și toată lumea s-a uitat la meci, a încurajat-o pe Bianca. Emoționant, îți dau lacrimile, nu alta. Nu contează dacă s-a adevărate informațiile de pe net că Bianca nu e născută în România, că părinții ei, după ce au adus-o aici la vârsta de 6 ani, au plecat înapoi în Canada tocmai pentru a-i putea oferi șansa de a se împlini ca om prin sport. Nu, frate, contează că noi o considerăm româncă, e a noastră. Ați observat? Când cineva e foarte bun, e al nostru și trebuie să împartă cumva și cu noi succesul. Chiar dacă noi, patrioții sufletului, mai mult distrugem destinele copiilor cu acest stat de rahat la conducerea căruia îi alegem de 30 de ani pe cei mai patrihoți dintre noi. Nu că am fi avut șansa să alegem oameni buni și n-am făcut-o, să ne înțelegem. Bă, mi-e scârbă, domne, îmi vine să vărs când văd acest comportament. Și ne mai mirăm de ce merge PSD-ul pe partea asta cu patriotismul. Pentru că încă funcționează, de-aia. Și tot printre patrioții ăștia mai sunt unii, ăia care ar folosi orice argument acum ca să-i dea în cap Simonei Halep, care a devenit slabă, domne, pentru că nu mai e numărul 1, se știe, dacă nu mai ești pe locul 1 ca român, ești de rahat. E, ăștia zic acum, nu mi-amintesc ca Halep să fi reușit așa ceva la vârsta de 18 ani. Superb, superb. De-aia zic, fraților, chestia aia cu să ne facem o țară ca afară o să mai dureze. Tot e bine că nu doare prostia, că am fi murit în chinuri groaznice. Bine ați venit la Starea Nației. Băi, cum era, mă, piesa aia? Băi, ajutați-mă un pic, ia!
Și nu există lumea asta, spate ca al meu. Și la bine și la greu, aoleu, spatele meu, aoleu. Spate, spate, spățiorul meu. Lăcați-mă de aici, că a început emisiunea. Extraordinar. Doamne, ce faci, Brenea Livache? Vrei să ne convingi că totuși ai coloană? Hai de mine. Gabi Oprea, izmenarul național, a încercat cu altă coloană, da, aia oficială. Matale, bagi niște radiografii. Boss, poate ești în suferință, nu zic, poate mergi pe pereți de durere, da? Așa ai ajuns în ochii noștri, Nea Livache, nimeni nu te mai crede. Azi aveai termen la înalta curte, dar nu că aveai termen. Mai mult de atât, urma să fii audiat, bre. Dublă ernie, ce am înțeles eu, și are și o problemă la coloană sus, la gât, o chestie cervicală. Daddy, ce ai făcut? Ai ajutat la cărat aurul ăla de-l repatriația cu voi, patrihoții? Sau ce naiba ai făcut? I-ai dat o mână de ajutor lui Vâlcov la Cazma în cimitir? Sau a făcut unul o glumă proastă și a dat parandărătul la partid pentru alegeri în dealea de 50 de bani? E, ce să... glume. Ce să mai facem și noi, Nea Livache? Glume. Astea ne-au mai rămas. În rest, nu mai așteptăm nimic bun. Altfel, să știți că nu poate, fraților. Nu poate. Nici cu coloana bulită, Nea Livache nu se poate abține. Scapă minciuni, cum scapă unii pârțuri. Da, cu naturalețe, așa, zâmbitori. De parcă au născut un mic diamant. O să vorbim despre câți masoni sunt în acel partid, cât securiști sunt în acel partid. Pe ce să vezi, Dragnea, ci că e în masonerie. E vorba de loja masonică Nostradamus din Alexandria. Iar Dragnea ar fi mason acolo din 2003. Așa povestesc, ci că oamenii din partid. Dincolo de toate zvonurile, de toate bârfele, nu te-ar mira ca Dragnea să fie membru al unei loji masonice. Așa și, de ce n-ar fi? Ce l-ar fi împiedicat dacă el credea că asta îi aduce un avantaj? Că de fapt despre asta a fost vorba mereu la toți livachii din politică. Bă, orice ne aduce un avantaj, orice ne produce o combinație, orice ne consolidează grupul infracțional foarte bine organizat, e ok, domne, facem. E grav, domnule doctor? A scăpat ca prin urechile apului. Mă gândeam azi, Ponta, când s-a împuțit treaba, vă amintiți ce a făcut, nu? A plecat să-și opereze genunchiul în Turcia și nu mai venea de acolo. A rămas izmenitul național să conducă țara. Să vedem cine se va juca de data asta de-a Gabi Oprea, funcția de pensatul grupului, cum ar veni. Pentru asta ne trebuie un om uns cu toate alifiile. Dar să știți că mai am o teorie cu hernia lui Dragnea. O putem ține așa până mâine dimineață. Coloana cred că a început să-l doară pe Livache de plictiseală. S-a plictisit auzindu-l pe Nea Livache din oraș în oraș, așa, spunând aceleași prostii. E uimitor cum toți, dar toți care sunt la putere, își construiesc o poveste ca și cum ar fi în opoziție. Vi-l amintiți pe Băsescu? Mamă, ce se mai lupta el cu politicienii, cu ciuma roșie, cu gargară de prost gust în timp ce curgeau banii pe unde trebuie. Se descurcă Elena, păi da. Așa e și Dragnea, nu mai putem, ne-au încolțit, oameni buni, săriți! Dar în acest timp au înlocuit șefii de pe la toate instituțiile, au schimbat legislația și dacă vor, schimbă și numele țării. Când ne vom da seama ce ni s-a întâmplat, ei vor fi departe, fraților. Și mai terminați cu legile justiției odată. Vorbim despre ceva ce nu ne caracterizează și să ne lăsăm atrași într-o discuție care nu ne face cinste. Schimbați discursul, stimați colegi de la București. A, bineînțeles, a sărit Codrin Ștefănescu, sărut pe lanțul. Ce mă, ești cu statul paralel? Arză-te-ar cătușele reși pe la încheieturi. Ăsta e Partidul Social-Democrat acum, fără Liviu Dragnea. Codrin Ștefănescu. Și, mă rog, mai e Viorica, doar că pe Viorica nu poți să pui bază. Azi, spre exemplu, o văd la TV pe la ora 9, vorbea despre mașini. La ora 9, mă, nici muncitorii nu veniseră la treabă. Ea vorbea, da, citea ceva de pe o foaie.
După atâția ani în care lucrurile au mers cu încetinitorul, guvernul pe care îl conduc a luat în piept această provocare și vom demonstra că se poate. Doamnă, doamnă, nu! Nu luați nimic în piept, în cârcă, niciunde, doamnă. Că l-ați văzut pe Dedi. El, săracul, a ridicat un sac cu patriotism și tros că-i bate o planetară acum. Ce vorbești, mă? A luat Viorica autostrăzile în piept, auzi? Vă zic eu cum s-a întâmplat azi cu Viorica. Ea a vrut să ajungă la muncă, dar s-a rătăcit. A luat foile greșite de acasă și s-a trezit la forum ăsta de mașini. Ah, ce drăguț, mașini, vum, vum. Ia să le citesc eu ceva acestor oameni. Ce vreau să spun e că PSD pare un partid foarte amestecat și foarte dezbinat în acest moment. Prin teritoriu sunt primari care s-au săturat de stat paralel ca de WC-uri în curte. Iar la București e cât un cățeluș de ăsta chel care cică și apără stăpânul cu credință. Și mai e un guvern în care domnește haosul. Mulți spun că pentru europarlamentare scoate Viorica vreo 300 de milioane de euro de la rezerva prim-ministrului și dă la primari. Păi cum altfel să-i ții uniți pe aleșii neamului? Bani, tată, dă-le bani și în secunda a doi joacă hora unirii, se pupă ca frații. Dacă n-ai bani, mor speranță. E limpede că Dragnea s-a înconjurat cu femei pentru că îi sunt mai supuse. Așa-s femeile în PSD, ce să? Sevil fusese prima opțiune de premier, amintiți-vă, și tot la o femeie a trebuit să ajungă pentru a putea stăpâni guvernul. Dar vă arăt niște imagini și după aia vorbim. Ce observați? Nici o femeie! Dar nicio femeie, mă rog, e una ascunsă în spatele lui Orban, că de-aia pare că Orban are păr blond ca un Michael Bolton în Mizerie. Alo, dârlăi, e umilitor ce faceți, cu blaga în prim plan, nici nu mai zic. Dar nicio femeie în Europa anului 2019. Mă rog, e o femeie pe lista de europarlamentare, una singură, Adina Vălean. În rest, blaga, falcă. Stați un pic, Blaga și cu Falcă nu sunt unul și ace... Nu? Ciudat. Și mai sunt alții ca ei. Ce complexați, mă, ce bărbați mărunți. Mă rog, n-are sens să vă amintești ce poze pune Rareș Bogdan pe Facebook cu soția. Dumnezeule, se mândrește Rareș Bogdan cum se mândresc cocalarii cu mașini bengoase. Dar e problema omului. E trist pentru acest partid că decade în acest fel. Hai de mine, numai bărbați, dar numai bărbați. Gușați, pătrați, mai buhăiți, mai cum vreți, toate tipurile de membru de partid al tranziției românești. Dar nici o femeie. Mă rog, parcă se vede ceva în zare la un moment dat, dar mie că și-a pus Orban perucă doar ca să ne fraierească. Dincolo de asta rămâne slugărnicia lui Rareș Bogdan. Domn președinte, domn președinte, dar vă mulțumesc din suflet, domne, dar inima mea bate pentru dumneavoastră. Ai, mă, băiete, mă, puțină demnitate, săracul de tine. Făceai pe imparțialul pe la televizor și când colo tu, ho-ho. Dacă aveai coadă, dădeai din ea ventilator, ți se făcea. Ce-ai făcut, mă, frate? Păi scoate batistuța, scoate, mă, cârpa aia de la piept, dă din ea acolo. N-ai văzut Titanicul? Da, mă, dă din batistuță până se duce mașina în larg. A fost amuzant, Iohannis, sper, nu știu. Am impresia că am simțit o dâră de ironie, așa. Vouă nu vi se pare? Domnul number one. Ce faci, number one, fără număr? Cred că la mișto i-a dat o iohăniță. Acest PNL ar urma, nu-i așa, să se alieze cu Plus și cu USR. Păi nu unim noi dreapta, hai mă ce naiba, doamne, doamne, pleacă circul, vine circul. Uite așa suntem de 30 de ani, măcar îi rotim între ei, nu? Domnilor, asta ne va trage în de râd. Revoluțiunea noastră se va afla într-un impas mult mai mare.
Se vede că USR-ul crește și că devine un partid din ce în ce mai serios. Da. A ajuns acum să aibă propriul deputat mitralieră, propria figură violentă cu accente lunatice, care atunci când dă o declarație îi face pe oameni să regrete că n-au destule mâini cu care să se închine. E vorba despre Andrei Caramitru, de profesie economist, consilier al președintelui USR, Dan Barna. Iar în timpul liber, justițiar pe Facebook, da, pistolar de ocazie. Să construim în fiecare capitală de județ un muzeu al luptei anticomuniste și un muzeu al luptei anticorupție. Și fiecare elev, student și angajat la stat să petreacă obligatoriu 2 zile pe an acolo. Alo, Cumetre, cum adică obligatoriu 2 zile pe an la muzeu? Păi asta sună deja a pușcărie. Acum eu înțeleg că vrei să închizi pe corupți, dar ce ți-a făcut restul populației? Și dacă elevii, studenții și angajații de la stat nu vor să petreacă 2 zile pe an acolo, ce le faci? Îi trimiți la canal? Mă rog, acum nu se mai face vreun canal. Probabil că munca silnică va fi la autostrăzi. Și să nu faceți al dracului, auzi? Că mă fac rău! Oricum, trebuie să recunoaștem că e superbă ironia. Caramitru Junior vrea să facă muzee ale comunismului, dar vorbește de parcă abia așteaptă să instituie un nou regim totalitar. Alo, domnul Barna, să nu vă mai plângeți apoi că nu vă votează lumea, da? Să vedeți! Du-te! Măgarule! Și apropo de muzeele astea ale luptei anticorupție, la care elevii, studenții și funcționarii vor fi obligați să meargă 2 zile pe an. Oare scapă de obligativitate dacă dau și ei acolo o mică șpagă? Da, se pare că nu prea ne plac, domne, libertatea, democrația. E grav dacă singura idee pe care o ai e să faci pe justițiarul după ce ajungi la putere. Și totul în accente de-astea de pedeapsă nasoală. Pare că-ți place să pedepsești, mă, că abia aștepți. Nu politicienii se ocupă cu justiția, boss. Politicienii trebuie doar să se asigure că justiția e independentă și că peste ea nu se bagă nimeni cu niciun fel de alte interese. Deci nu uitați, locul justițiarilor este în instituțiile care cu asta se ocupă și în desene animate. Nu toată lumea trebuie să se creadă acum Batman. Bă, berbecule, te-am zis, mă, că-i popă. Tu nimic, Batman, Batman. Ne-am gândit că o discuție cu Andrei Caramitru la Cafeneaua Nației n-ar strica, așa că vom face asta miercuri aici la emisiune. S-ar putea să se întâmple ceva bun și pentru democrație, dar nu cred că o să se întâmple. Știți că la noi mai repede lucrurile nu se întâmplă decât să se întâmple. Partidele mici, în frunte cu USR, ALDE Plus, Pro-România, PMP, vor alegeri pentru primari în 2 tururi. Acum, pentru cei care nu știu sau nu-și amintesc, alegerile locale sunt într-un singur tur. Cine a luat mai mult, a câștigat. Hai, toată lumea acasă. Sunt primari care au câștigat alegerile și cu 16%, adică o bătaie de joc, o lipsă totală de reprezentare. Știți, după aia sar cu gura, ne-a votat poporul, bă, lăsați-ne să guvernăm. Stai un pic, că nu poporul v-a votat, câțiva români v-au votat. Pentru că atunci când propuneți numai oameni mizerabili, alegătorul, ce să vezi, stă acasă, slăbind astfel democrația care nu mai este reprezentativă. Dacă vom avea alegeri în 2 tururi, sunt sigur că și un partid mic ca la început ca USR-ul, acum în alianță, va avea șanse reale să ia primării în anumite orașe și în anumite comune. Sunt sigur de asemenea că și domnul Ponta are același interes. E, cine se va opune? Cine credeți? PSD și foarte probabil PNL, pentru că lor le convine un singur tur, pentru că ei au mulți primari în funcție. Iar cei care sunt în funcție au cele mai mari șanse, câștigă în mare măsură. Greu de crezut că se va întâmpla ceva, dar ar fi o mare victorie pentru democrație dacă s-ar întâmpla. Țin să vă spun că nu prea se vorbește despre asta în spațiul public, deși e un lucru esențial. Și mai sunt lucruri care nu țin capul de afiș, cum se zice, deși ar trebui.
Protagoniștii investigațiilor din dosarul Hidroelectrica erau directorii companiei de stat care au semnat contractele privind retehnologizarea porților de fier. Este vorba despre omul de afaceri Bogdan Buzăianu și de fostul ministru PSD al industriilor din guvernul Năstase, Dan Ioan Popescu. Direcția Națională Anticorupție a anunțat că dosarul a fost închis. Îi mai știți voi, dragii moșului, pe băieții deștepți din energie? Buzăianu cu Dan Ioan Popescu. După ce acum câțiva ani procurorii DNA vorbeau despre un prejudiciu de $1 miliard, da, da, astăzi dosarul este închis. Nu, n-a fost închis ieri, a fost închis anul trecut prin iulie. Știu, nu prea s-a vorbit, s-a mers pe burtă. Dita mai dosarul închis pe șestache. A, iar fapta, atenție, fapta e din anul 2000. Frumos, nu? Justiție tehalesc. Haideți, lăsați-mă și cu justiția asta, că e doar praf în ochii fraierilor. În realitate, nimic nu s-a făcut, niciun dosar ca lumea. Și încă una la fel de tare, o faptă care începe în 2005 și se termină în 2014. Dare de mită, nenică, timp de 9 ani. Haideți să vă citesc din rechizitoriu că e prea frumos. Potrivit DNA, în perioada 2005-2014, oficiali români sau persoane cu influență asupra acestora ar fi primit de la o companie austriacă, în baza unor înțelegeri normal, aproximativ 20 de milioane de euro, pentru ca, în schimbul acestor sume, să se asigure încheierea contractelor și plata facturilor pentru reabilitarea unor tronsoane de cale ferată. A? Mișto? Sebastian Vlădescu, fostul ministru al finanțelor în guvernele Tăriceanu și Boc, și-a plătit o parte din cauțiunea de 1 milion de euro, folosind mai multe lingouri de aur. Este vorba în total de 3 kg de aur în valoare de peste 100.000 de euro. Ați achitat cauțiunea pe care v-au luat? Integral. E, știți care-i faza tare? Reprezentantul firmei austriece a recunoscut că a dat mită. A recunoscut că l-a mituit pe Sebastian Vlădescu. Îmi place că în acest dosar s-au dat bani pentru căi ferate. Da, exact ce nu mai avem. Haideți, mă, haideți, că uneori nu știi care-i corupția și care-i anticorupția. Așa bine seamănă ale dracu. Tot un drac. Nu-i tot un drac. A, dar să nu uit, ați văzut ce rușine i-a făcut fostul deputat Cristian Rizea lui Traian Băsescu? Doamne, l-a umilit public, domne. Fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost condamnat definitiv la 4 ani și 8 luni de închisoare. Este vorba de un dosar în care este acuzat că ar fi luat mită 300.000 de euro. Doamne, pentru 300.000 de euro, mă? Adică așa sărăcie era în vremea lui domnul Băsescu? Așa cinstești, bă, tu memoria acelor vremuri? 10 ani merit, 20 de ani meritai temniță grea. 300 de mii, auzi? Dacă te-ar auzi doamna Udrea, păi bă, păștia nici nu trebuia să-i furi, bă, îi cădeau lui doamna Anuții din poșetă când s-a urcat în mașină. Sărăchie ce ești. Știți când mi-am dat eu seama că Dragnea e bolnav? Nu, nu, nu atunci când a făcut business-ul cu Teldrum. Zilele trecute când l-am auzit vorbind despre Gabi Fire. Eu sper că această relație, eu așa cred că este în refacere. Din partea mea este deschidere totală, cum a fost întotdeauna. Eu nu uit ceea ce am promis împreună cu Gabriela Firea pentru București. E în refacere relația cu Firea? Adică tu te-ai împăca? Vorba lui Nea Gigi. Nu, că nu ne-am jignit, domne, nu. Eu l-am făcut oligofren, el m-a făcut zdreanță sau cum era? Cred că o întâlnire și o discuție într-o perioadă următoare nu poate decât să fie utilă, în primul rând pentru bucureșteni. Nea Livache, mă scuz, dacă tot ești la doctor, fă-ți bre și alte analize, profită. Merge o revizie totală, așa zic. Ăsta chiar ar fi un boom. Dragnea să se împace cu Firea și să-i auzi pe amândoi într-o conferință de presă: facem asta pentru voi, să știți. N-avem orgolii, noi nu contăm. Doar binele vostru contează, dragi alegători. Mamă, vomit un an, cred. Arteziană mă fac. Uite ce e. Termină cu minciunile astea cât suntem între noi. Dacă vrei, minte-i pe alții.
Și apropo de scârbă, voi știți cine a mai fost operat la spate? Băse, da, se legăna prea nasol, ci că i-au mai strâns acolo niște vertebre, niște... A stat o săptămână în spital, a citit aproape 3 pagini din Levantul, ceva deosebit. Mă gândeam zilele astea, bă, chiar merită Ceaușescu ăla să-l urâm. Nu putea, mă, să facă și el 3 autostrăzi ca lumea, o, nu știu, o Constanța Satu Mare, o București, ia și încă una, mă, București ce-o mai fi fost. Nu mai aveam acum atâtea discuții, noi mai auzeam pe toți neterminații mințind, pe toți impostorii făcând promisiuni fără nicio acoperire. Băsescu, deștept la cap, știe foarte bine de ce n-avem autostrăzi. Oh, da, asta ne încălzește foarte mult. Îmi și imaginez niște șoferi blocați în trafic între Comarnic și Bușteni, încercând să-și liniștească pasagerii. Oameni buni, nu vă faceți griji, o să stăm 5 ore aici în coloană, dar important e că știm de ce n-avem autostradă. Nimă! În primul rând, pentru că nu mai avem oameni capabili să facă proiecte în unitățile de management a proiectelor. Au plecat 220.000 de ingineri. Înțelegeți? Corect, foarte corect, foarte corect. Iar în momentul de față avem ministerele tixite și agențiile și CNAIR-ul e tixit la fel, cu tot soiul de absolvenți de universități. Ehe, s-a întors Băse la ce se pricepe el mai bine. Nu, nu autostrăzile, explicațiile. Ah, dacă am putea să și circulăm pe explicațiile astea ale lui și să ne dea eventual niște explicații cu 3 benzi, să ne lăfăim și noi ca nemții. Oricum, e aici o chestie care numai nouă românilor putea să ni se întâmple. Un fost ministru al transporturilor care ne explică doct și superior de ce n-avem autostrăzi. Nu ți-e rușine, bre? La momentul respectiv, formularea mea a fost: nu avem trafic de autostradă. Da, nu erau autostrăzile de nasul nostru. De ce să ne facă Băse autostrăzi dacă n-avem cu ce să mergem pe ele, nu? Mai întâi să ne luăm mașini și pe urmă mai vorbim. Nea Băse, știi cum despre unii politicieni se spune: bă, om cu viziune, Xulescu, a intuit cu tare lucru cu 10 ani înainte. E, ce voiam să spun, Matale, nu ești unul dintre acei politicieni. Din contră, aș putea spune. Să ne înțelegem, aici nu e vorba doar de timp și de confortul în trafic. Nu, autostrăzile înseamnă și mai puține accidente și mai puține victime pe șosele. Mă mir că n-a zis Băse și ceva de genul: haide, domne, pe vremea aia nu era viața în România atât de bună încât să-ți pară rău dacă o pierzi, nu? Sunt 30 de ani, dar România a putut să finanțeze autostrăzi abia din 2007. Deci sloganul ăsta de 30 de ani nu ne face nimeni autostrăzi este fără acoperire din punct de vedere resurse. Gata, s-a scos și aici. S-a spălat Băse pe mâini. Pe vremea când era el ministru nu erau nici bani, dar nici nevoie de autostrăzi. Doar că pe urmă au apărut alte probleme, ci că s-au găsit urme de șpagă în asfalt, da? Uniunea Europeană nu acceptă finanțarea din fonduri structurale a tronsonului Comarnic-Brașov. Până, și de ce nu acceptă? Pentru că autostrada Transilvania, cunoscută de altfel și sub numele de autostrada Bechtel, a fost alocată într-o înțelegere pe care Uniunea Europeană nu poate accepta, fără licitație. A fost o șpagă mascată în sfârșit dată unei companii. Zavem pardon, am avut și ghinion. Nu puteam și noi, mă, să le dăm americanilor o altă șpagă, o găină, un curcan, un cozonac, mă, un cartuș de țigări ca la medic. Tocmai un contract de autostradă ne-am găsit și noi să le strecurăm în buzunare. Da, e clar că am avut ghinion. E și o vorbă: la omul sărac nici boii nu trag că n-au autostradă ca lumea pe care să meargă. De ce nu acceptă Uniunea Europeană să finanțeze Comarnic-Brașov? Uniunea Europeană spune, dacă este Brașov-Comarnic, este în continuarea unui contract Brașov-Borș, care a fost ilegal alocat.
Nu, că pe explicații Băsescu e cel mai bun. Dacă te doare capul, poți să mergi la el să te trateze cu o chestie de genul: păi vezi, mă, dacă ai băut, așa trebuie. Nu prea s-a priceput el să facă lucruri, dar măcar știe precis de ce. Și e trist că un astfel de om tot nu se lasă, tot nu se retrage spășit din politică. Acum se vorbește chiar despre o posibilă candidatură la europarlamentare. Dacă domnul președinte Traian Băsescu va decide să candideze în numele partidului nostru, partidul nostru are o șansă uriașă de a obține un scor chiar de 10%. E, dacă PMP trece pragul electoral cu Băsescu pe listă, nu știu, poate că merităm ce ni se întâmplă. Dacă nici acum nu ne-am învățat minte, poate că asta merităm noi, domne, să n-avem autostrăzi. Să dea Dumnezeu să-mi pleznească ochii, să mi se usuce mâna și să-mi putrezească inima. Apropo de ce spuneam și la început, că mai avem de așteptat, am citit azi ceva, cum să vă zic, mi-a trecut prin cap ceva de genul: bă, deci cam asta a fost, gata. Păi nu, nu mai are sens nimic. Uite, la Iași s-au tăiat brazii din fața Palatului Culturii. Primăria a avut și un motiv. Mă rog, motiv îi zic cei de la primărie. Sună așa: brazii erau bătrâni și deteriorați, plantați în anii 70, atenție, pe fondul unei ideologii comuniste. Dumneavoastră, ca om serios, n-aveți altceva de făcut decât să vă luați după o persoană debilă, mental? Erau comuniști brazii, mă. Erau plantați de comuniști și deci... Adică, bă, în țara asta conduc securiștii de 30 de ani, dar tăiem brazii că sunt comuniști, a? Băi, băiatule, trecea primarul pe acolo și-și amintea de Ceaușescu atunci când îi vedea. Era un brad, unul mai ciufulit așa, îi amintea de Lenuța. Nu se poate, tati, jos cu ei. Auzi, nea primare, Chirica, sper că matale ești plantat după 89, da? Nu de alta, dar ce facem? Lucrăm cu dublă măsură, păi. Tu mă dai cu capul de nostalgiile trecutului. Și zic să începem săptămâna cu niște nervi de-aia făcuți în casă, domne, pe sobă, la foc mognit, cum ne plac nouă. Ce ziceți, a? Ați pus copiii la somn? Ce? Nu dorm? Vă învață statul român cum trebuie să te porți cu ăștia mici. Le dați un pumn? E, nu, 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 mă, Doamne ferește, nu așa, nu, mă, ceva civilizat. Un pumn de medicamente. Știi cum se numesc medicamentele pe care le iei? Da, parcheie, rafarcheie și respirare. Mă doarme așa, din pori, dor și se ia de mai de mine trecitor. Ce medicamente iei? Parmamazepin, risper și rep. Păi și după ce le iei, cum te simți? Mă simt adormită. Da, așa se lucrează cu adolescenții din centrele de plasament. Știți centrele, nu? Sunt locurile acelea foarte mișto în care copiii mai puțin norocoși primesc educație de calitate, iar statul îi ajută să treacă peste trauma cauzată de momentul în care au fost părăsiți de părinți. Ce? Ce nu e așa? Cum să fie, domne, fix invers? Ah, da, da, aveți dreptate. Ce-am zis eu e teoria, dar în practică e altfel, da. Nu știu, tot uit că avem o țară doar în teorie. Altfel suntem mari patrioți, da. Dar voi de ce primiți pastile? De ce v-au dat? Nu înțeleg din ce cauză, pentru că dacă o fată fuge... Am stat și am vorbit bine cu domnele de la birouri, mi-au spus că și că trebuie să-i facă o anumită reevaluare, că e o boală cu chestia că noi fugim. Și na, da, drumul manie. A, drumomanie, da. Asta chiar e boală gravă. Bine că statul a început să lupte cu ea. Ce, n-ați auzit de drumomanie? E boala asta care acum ne face pe toți să vrem drumuri, autostrăzi. Dar uite că dacă îi îndopăm pe copii cu pastile, poate măcar ei să scape. Aolo, nealivache, asta era de fapt în vitamina D? Vrei să ne scapi pe toți de drumomanie asta, a? Hai, ia-le și te faci sănătoasă. Și altă chestie care m-a enervat cumplit. Vă amintiți de crima cu drujba de lângă Timișoara?
Acum o lună și ceva, un tip nervos se duce cu drujba la casa unui alt tip, îi taie ușa, intră peste el în casă, îl fugărește câteva minute și până la urmă îl omoară. Cu drujba, da, l-a măcelărit cu drujba. Cumplit. Zici că e o scenă din filmele cu traficanți sud-americani. Ei bine, ce aflăm acum? Agresorul de 32 de ani a tăiat ușa cu drujba și a pătruns în locuința victimei de 45 de ani. Disperați, copiii acestuia au sunat la 112, însă agentul care a preluat apelul nu i-a luat în serios. Absolut stupefiant! Na, că tot ziceam de filmele cu traficanți de stupefiante. Vă spun, 5 minute am rămas blocat după ce am văzut această știre la televizor. Abia la al doilea apel, la 7 minute distanță de primul, dispeceratul a trimis un echipaj la fața locului, însă era prea târziu. Locul crimei era foarte aproape de secția de poliție. Păi după una ca asta ar trebui să vedem niște demisii, domne, eventual în direct la televizor. Era să o zic pe aia cu să cadă niște capete, dar în acest context ar fi fost desigur exagerată expresia. Deci demisii până sus, bă, sus de tot, să simțim cu adevărat preocupare pentru siguranța cetățeanului, să simțim că vă pasă, bă, că există oameni care și-asumă. La noi, anchetă, verificări, iar la un moment dat... Parcă îl și văd pe unul de la minister că vine și sărățuiește la lume. Lasă, domne, că și românii ăștia prea sună aiurea la 112. Una, două, cum îi amenință cineva cu drujba, cum cheamă poliția, domne. Da, ar fi fost tare ca apelantul din cazul crimei cu drujba să primească și o amendă pentru apel abuziv la 112. Deci să zică mersi, na. De ce n-ați anunțat miliția? Se spune că o poză face cât 1000 de cuvinte. Și ați văzut în weekend ce deranj poate să provoace o poză? Sâmbătă a început să circule pe net o imagine de pe șantierul inaugurat vineri de ministrul transporturilor. Poza asta, da. Și te uiți așa și zici, bă, nu, bă, n-are cum, nu se poate, ai dubii. Și totuși, după reacția companiei de drumuri, e clar că poza e reală. E de acolo, de pe șantierul inaugurat vineri de Cuc. Cucule, cucule, ce ai făcut, mă, iar n-ai mințit? CNAIR spune că în weekend nu s-a lucrat, iar utilajele au fost mutate grămadă la un loc să nu se fure. Mă rog, pe alte șantiere se lucrează în weekend, dar na, fiecare cu strategia lui. Deci a dat compania de drumuri 3 comunicate în weekend, cu poze, cu video, ce mai. Au muncit oamenii ăștia de au rupt calculatoarele. Și toate astea, repet, de la o poză. Și de la faptul că lumea a început să mârâie și să comenteze și să protesteze, ceea ce e foarte bine. Așa și trebuie. E nevoie de presiune, tati. Trebuie să nu-i mai lăsăm să doarmă în front. Bună ziua! Cum merge treaba? Puteți dormi în zgomotul ăsta? Mai ales că nu știu dacă ați fost atenți, dar e și vina noastră, a societății, pentru lipsa de autostrăzi. Da, da, a explicat purtătorul de cuvânt al companiei de drumuri. Până în 2011, societatea nu și-a dorit autostrăzi. Să ne fie rușine, mă, nemernicilor ce suntem, da? Guvernele au tot încercat, s-au chinuit, se rugau de noi să ne facă autostrăzi, iar noi, nu și nu. Societatea organiza proteste, păi nu mai știți, se legau oamenii cu lanțurile de macarale, ce să, demolau noaptea ce se construia ziua, orice, mă, orice, numai să nu avem autostrăzi. Jos societatea, Dom'le, pe teatrul ăsta în 26 de ani de zile, noi n-avem o autostradă care să traverseze România. Nu știu dacă ați observat, despre două chestii se vorbește în prima fază a acestui an electoral. Patriotismul și autostrăzile. Despre patriotism am discutat săptămâna trecută, așa că acum a sosit timpul să discutăm despre autostrăzi. De ce credeți că nu facem autostrăzi? Avem nevoie de autostrăzi sau sunt alte lucruri mai importante de făcut? Cum le-ați face dumneavoastră, vax populi? De ce credeți că nu se fac autostrăzi în România? Am avea nevoie de ele? Cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta? Eu zic că după mine am avea nevoie de autostrăzi. Dar cei de sus? Cei de sus nu fac nimic. Nimic. Dumneavoastră cum le-ați face? Dacă ați putea dumneavoastră, cum ați face autostrăzile astea?
ca să fie oameni în siguranță. Atât. De ce nu reușim și noi lucrurile? Facem autostrăzi pentru că toată conducerea de la al mic până la al mare, că știți cum se spune, peștele de la cap se împute. Ei dacă ar fi fost niște oameni, exact cum este și în străinătate, întâi trebuia să facă pentru populație, să facă pentru oameni, să facă autostrăzi, să facă ceea ce trebuia să facă de făcut, dar ei mănâncă ei întâi. De ce credeți că avem nevoie de autostrăzi? Ca să mergem pe ele. Păi adică cum? Nu suntem capabili să facem. Chiar nu vrem. Păi care este mai aproape de adevăr? Nu suntem capabili sau nu vrem? Cred că nu vrem. Nu vrem. Nu vrem. De ce credeți că nu vor să facă autostrăzi? Pentru că sunt bani de afară. Dinăuntru nu sunt în stare să aloce. Sunt bani de afară și aia nu se pot fura. Și atunci renunță la... Avem nevoie de ele, credeți? Păi normal, dacă... Nu avem drumuri mai deloc. Avem mare nevoie de ele. Și atunci de ce nu le facem? De ce le facem? Că se fură mult, nene. Se fură mult, inclusiv aici, inclusiv în toată țara se fură. De la omul de servici până la nu știu președinte dacă fură sau nu, dar dragnea asta fură de rupe, nene, toată gașca lui. Ce spuneți de autostrăzile astea? Deocamdată nu avem. E ok, nu? Vi se pare că avem autostrăzi în România? Da, după cum a fost și văd că este, eu zic, e bine acum. De ce credeți că nu suntem în stare să facem și noi niște autostrăzi? Nu e bani. Nu, păi să facă guvernul. Să facă guvernul. Și nu face, doamnă, că asta e întrebarea. Păi eu știu de ce noi avem ajutor social, trăim din ajutor social. Că muncă nu e bolnav, e cu inima, are mai multe complicații. Am înțeles. Spuneți că nu sunt bani, ei ar vrea să facă, dar nu sunt bani. Fure un bani, ăla, bani. Să fură unul între altul. De ce nu s-au făcut până acum? Ar trebui să facă. Știm. Asta e problema guvernanților, nu a noastră, a țăranilor. E a guvernanților, nu a țăranilor. Noi vrem să fie frumos, da? Eu știu de ce. Ar trebui să fac. Te plătim. Totul se plătește, dar în rest nu se... Am avea nevoie de autostrăzile astea? Dar normal că da. Este. Avem nevoie, dacă nu se face nimic în țara asta, ci nu se știe că toate așa e. Ce să discutăm altceva. Asta e la noi, România. După cum știți, turneul Starea Nației continuă, e deja o chestie permanentă, de fapt, în fiecare lună merg să discut cu telespectatorii în țară. În țară și nu numai, că am fost și voi mai merge și pe afară pe unde sunt invitat. Vineri am fost la Alba Iulia, unde m-am simțit excelent, am stat de vorbă cu peste 300 de oameni buni care încă mai speră că vor prinde ceva ce s-ar putea numi țară. Astăzi ne-a făcut o vizită la Cafeneaua Nației Ioana Cărare, o studentă la drept care organizează o campanie pentru donarea de sânge. Aveți tot materialul pe canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial. Intrați acolo și abonați-vă, pentru că vom pune zilnic materiale care nu vor apărea și în emisiune. Și pentru că ne-ați tot transmis asta, de astăzi există și posibilitatea să susțineți Starea Nației printr-o donație de 10 lei. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe stareanației.ro, să apăsați butonul Susțineți și să urmați pașii de acolo. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Vă las cu imagini de la Alba Iulia, ne vedem și mâine, tot aici. Noapte bună! Mai bine venetici decât argați la securii.